Bună ziua, dragii mei, și bine v-am regăsit astăzi la o nouă etalare a zilei. Să vedem ce vor spune cărțile pentru această nouă zi de uh, vineri, 25 noiembrie 2022. Și să vedem imediat cărțile. Iată că prima carte care vine să se manifeste în această etalare este Chakra a cincea, Arhanghelul Gabriel. Această chakra, dragii mei, vorbește despre comunicare, despre modul în care reușim cu toții să ne comunicăm scopurile în viața de zi cu zi în momentul în care noi reușim să comunicăm limpede ceea ce dorim de la viață și de la semenii noștri, atunci și scopurile noastre, țelurile pe care ni le-am propus, se îndeplinesc mult mai repede pentru noi. În momentul în care noi avem blocaje în acest sector al comunicării la nivelul ceacrei gâtului, ceacra a cincea, atunci vom vedea o discrepanță enormă între ceea ce noi ne dorim și ceea ce reușim să manifestăm în viețile noastre. Vom vedea atunci că nu reușim să manifestăm mai nimic tocmai din această cauză că nu reușim să comunicăm limpe de ceea ce ne dorim sau ceea ce trebuie, ceea ce este nevoie la un moment dat, să spunem. Pentru că de multe ori suntem la locul de muncă, trebuie să comunicăm anumite lucruri, anumite obiective pe care le avem și nu o facem. Iar peste ceva timp ne trezim cu rezultate foarte rele, rezultate nefaste, nedorite, și ne întrebăm de ce. De asemenea, în viața de familie sau între prieteni, de multe ori când este nevoie să comunicăm ceva, poate că și un simplu bună ziua sau un salut pe care să-l dăm persoanei respective și nu o facem, este clar că avem un blocaj la nivelul ceacrei gâtului, ceacrei comunicării. Și în acest moment putem pune mânuțele frumușel pe gât și putem spune tatăl nostru de 3 sau de 5 ori și vom vedea imediat o deblocare a acestei ceacre, pentru că vom simți în mod vădit dorința de a comunica lucruri cu cei din jurul nostru. Da, aceasta este cartea, prima carte pentru ziua de vineri și a doua carte. Iată care vine pentru această zi este îngerul echilibrului, îngerul balanței. Iată că această carte este cu numărul 48. Se pare că numerele 4, 8 și 12 sau 3 pot avea o semnificație deosebită pentru voi în această zi. Acest înger al echilibrului vine să aducă pentru toți, cei din, pentru toți aceia dintre voi care au nevoie, uh, să aducă o uh, marjă de echilibru, de ordine în viața lor. Uh, se pare că v-ați dorit foarte mult acest echilibru. Uh, poate că mulți dintre, dintre voi veniți dintr-o relație sau dintr-o viață foarte tumultoasă în care totul era haotic partenerul vostru era sau partenera voastră era aducea mult haos în viața voastră și ați obosit la un moment dat de, acest, de această dezordine din cauza aceasta, iată că ați renunțat la acea persoană și uh, v-ați mutat spre o nouă etapă a vieții voastre, o nouă etapă în care sperați să găsiți uh, toată acea liniște și toată acea relaxare pe care o căutați întotdeauna și care sunt semne ale acestui echilibru în viața voastră. Uh, acest înger al echilibrului, uh, iată, este este foarte preocupat uh, să aducă uh, această ordine și această disciplină în viețile voastre, dar trebuie să îi și permiteți acest lucru. Uh, adică să faceți tot posibilul să primiți acest înger în viețile dumneavoastră. Pentru că dacă nu o faceți, dacă nu creați toate condițiile premergătoare acestui echilibru, Uh, el nu va putea să se instaleze în, în viața voastră. Uh, da. Uh, o carte interesantă aici, la sfârșitul de săptămână, se apropie weekendul, și uh, este clar că uh, în viața noastră de familie, la fel ca și în cea de carieră, ne dorim aceeași ordine și aceeași disciplină. Uh, să vedem mai departe câteva cărți din, or din uh, tarot. Wow, cât de frumos, dragii mei! Această carte este prima din tarot care se manifestă în această etalare. Iată, ea este Zecele de Cupe. Aceasta vorbește despre fericire maximă care poate fi împlinită la nivel de cuplu. Uh, se pare că sunteți înconjurați de uh, familie, de prieteni. De oameni buni în jurul vostru, care, oameni care vă doresc binele, oameni care, oameni care sunt uh, uh, foarte optimiști când vă văd împreună și le place să vă vadă împreună, uh, vă admiră pentru asta și așa mai departe, pentru, tre pentru ceea ce faceți în viața de zi cu zi și pentru toată viața voastră. Văd alături de voi și copii care se joacă în liniște în tihnă sunt foarte fericiți. Asta înseamnă că degajați acea lumină și acea protecție pe care copiii au nevoie să o simtă lângă adulți pentru a veni lângă ei. De asemenea, natura, natura de care sunteți înconjurați în această perioadă este una Extrem de liniștită, extrem de abundentă. Iată, suntem la final de toamnă, și încă putem vedea semnele acestei toamne bogate, care ca de fiecare dată, bine să ne bucure și bine să ne ofere atâtea dovezi de abundență. Pentru că și despre asta este vorba în această carte, despre abundența cu care ești recompensat sau recompensată atât pentru munca ta, cât și pentru sacrificiile pe care poate le-ai făcut de-a lungul timpului pentru a-ți duce la împlinire sarcinile de muncă sau și simplele sarcini de acasă. Da, ești copleșit de tot binele care se răsfrânge asupra ta în această perioadă și te bucuri enorm de mult. Să vedem mai departe o altă carte. Wow, cât de frumos, dragii mei! Se pare că te pregătești de o a, mare sărbătoare. Iată, avem aici treiul de cupe. Care acest lucru vrea să simbolizeze, și anume faptul că vei sărbători, vei celebra în această zi minunată ceva în viața ta, poate o victorie la locul de muncă, un succes enorm de care ai avut parte, poate că ți-ai îndeplinit cu succes un proiect pe care l-ai avut de făcut și în acest moment ești foarte bucuros sau foarte bucuroasă. Vrei să sărbătorești acest eveniment cu colegii sau cu prietenii sau cu familia, poți face acest lucru pentru că astfel te vei deschide spre a face lucruri și mai importante și mai mărețe. În același sens, poți celebra o onomastică sau o zi de naștere sau poate nașterea unui copil în familia ta sau în familia prietenilor tăi tot felul de asemenea, evenimente care te pot face să te manifeste în, în plenitudinea ta de om care se bucură de viață. Să vedem mai departe, încă o carte, dragii mei. Iată că această carte vine de asemenea pentru această zi de vineri: Este Baletul de Spade. Acest palet vine să respingă negativitățile care vor să se apropie de viața ta în acest moment. Se pare că dacă ai anumite piedici sau anumite obstacole în viața ta, ele vor fi învinse de către tine în mod indubitabil. Vei avea sorți de izbândă. Nu vei avea de ce să te temi, pentru că aceste obstacole vor fi pentru tine foarte simplu de trecut. Și datorită acestui valet de spade care vine să te ajute și care anunță, de asemenea, în viața ta un mare succes, o mare victorie. Iată acest stol de păsări care zboară deasupra capului său și care anunță această victorie în viața ta, fie la locul de muncă, fie în propria ta afacere. Fie în relația ta, poate că, um, poate că te apropii în această perioadă din ce în ce mai mult de persoana ta, de persoana ta dragă, poate că vreți să faceți schimbări în viața voastră uh, împreună, vreți să vă mutați împreună sau vreți să uh, uh, vă logodiți sau să vă căsătoriți, sau poate să faceți un copil. Toate aceste vești pot veni. Uh, fără să te surprindă prea mult în viața ta în perioada următoare. O carte de foarte bun augur și să vedem mai departe o carte din oracol. Iată că acest mesaj vine către tine. Adânc în inima ta, tu deja știi răspunsul. Fă ceea ce consideri că este corect. Iată că, indiferent ceea ce îți dorești să aduci în viața ta, să manifesti în perioada care urmează, probabil că tu încă cauți acel răspuns. Când va veni acel lucru și pentru mine? Când, mă, când se va întâmpla și pentru mine să fiu fericit sau fericită cu adevărat? Și acest răspuns probabil că tu în adâncul inimii tale îl știi deja, de aceea iată că această carte vine să te, să te facă să, să realizezi că tu deja știi răspunsul în adâncul sufletului tău și că nu-ți rămâne decât să faci în continuare treabă bună. Acestea fiind zise, dragii mei, acestea au fost cărțile pentru ziua de astăzi. Eu vă mulțumesc pentru vizionare, vă invit și la alte etalări pe viitor. Toate bune!